Vasalul Ciobănaș, azi e vineri, le-am băgat în porumb iarăși, sunt împrăștiate până la capăt. Mai devreme au trecut câteva lebede. Le-am filmat, dar să văd așa foarte puțin. Poate le filmez când se întorc înapoi. În vară erau două și acum am văzut mai multe. Nu am reținut câte au fost. Dacă mă uit pe filmare o să văd câte au fost. Cred că sunt pui de anul ăsta, nu pot să-mi dau seama. Sau s-au strâns mai multe. Ce a rămas surprins, foarte multă prepeliță. Foarte mult. Mai ales cum mergeau oile prin porumb, o grămadă o sărit. Câinii n-au treaba lor. Nu o să ia după vânat. I-am certat ca să nu se ieie și nu o să duc. Numai dacă e ceva mistreț, ceva mare care să iese, să-i sperie pe ei prima dată și atunci, sau să iese între oi, atunci, dar așa la iepuri, fazani, prepeliță, așa n-au treabă. Acum, cum am spus aseară în videoclipul ăla, la noi acum se recoltează porumbul, pentru că o fău verde, o fău multe ploi, e moale terenul, grâu și astea încă nu sunt semănate, doar ceva firme au ceva semănat, dar foarte puțin. Acum cam pe aici se desfășoară activitatea asta. Am avut și câinii cu mine, îs și acum numai. Acum nu știu unde s-o fi dus. Oricum am filmat când or sta lângă oi, când le-am avut culcate. Am mai fost băgat într-o parcelă, dar n-am putut să filmez din cauza că e foarte mult, sunt foarte mulți scăieți lângă și trebuie să mă țin tot acolo și de-aia n-am filmat. Aici au fost recoltate ștuleți, nu au fost făcute boabe. Ia uitați ce porumb a rămas. Au ele să mănânce. Am vorbit cu proprietarul și au zis să bag oile că rupe frunzele astea și ară mai bine. Probabil că dă cu discul înainte și... sau oară, nu știu ce face. Acum o perioadă au oile mâncare. Nu o să fie așa mult timp pentru că oamenii se grăbesc să pună grâu și o să discuie. Oile nu o să apuce să mănânce tot.